Dragi elevi, mă numesc Gabriela Șerbu, sunt profesor de limba și literatura română la Colegiul Național BPHD-ul. Sunt astăzi aici pentru a vă reaminti câteva noțiuni esențiale în vederea pregătirii examenului de bacalaureat limba și literatura română, proba scrisă. Voi folosi ca pretext al acestei recapitulări testul 12, care este o variantă din testele de antrenament propuse de Ministerul Educației Naționale. Această variantă are ca punct de plecare un fragment dintr-un jurnal, un text liric și, evident, la partea a treia un eseu structurat. După cum știți, structura aceasta este una bine cunoscută. Pentru ea trebuie să ne pregătim, trebuie să exersăm mai ales primele două subiecte și pentru a treia încercare, pentru a treia probă exact ca în BASP, trebuie să ne pregătim și să încercăm să dăm cât mai mult din ceea ce știm noi. Această variantă, cum vă spuneam, are ca punct de plecare un text non-ficțional, un fragment dintr-un jurnal. Înainte de a discuta, în special, eseul argumentativ, aș vrea să fac câteva observații generale. În primul rând, trebuie să respectăm structura argumentativă, ipoteză, dezvoltarea a două argumente cu exemple relevante și concluzie, dar alta decât ipoteza, din perspectiva a ceea ce tocmai am demonstrat. Argumentul include o afirmație cu explicații și un exemplu sau mai multe exemple, bine alese. E de preferat ca argumentul să nu se încheie cu un citat și cu un exemplu, ci dimpotrivă cu fixarea unui impact, adică a ideii esențiale din argumentul respectiv, care ajută la demonstrarea ipotezei. Folosiți conectori specifici de ierarhizare, de diferențiere, de tipul cauză-efect, verbe de opinie, structuri care exprimă atitudinea, convingerea. De asemenea, faceți legătura între idei, nu repetați argumentul cu alte cuvinte, construiți-le pe criterii diferite, dacă se poate, sau complementare de la început. Putem să ne fixăm acest lucru pe ciornă, să știm ce urmărim, așa încât argumentele să nu repete criteriul. De asemenea, evitați capcanele. Evitați să folosiți un limbaj de specialitate atunci când tema atinge aspecte de psihologie, economie, filozofie sau tehnologie. Scopul este altul, este acela de a convinge prin capacitatea de a susține argumentat un punct de vedere, folosind un text suport și folosind lecturile proprii, care sunt simple exemple. Alegeți direcția și strategia de argumentare convenabile, pro sau contra. Fiți consecvenți, ar fi greșit, din perspectiva logicii argumentative, să folosiți varianta de mijloc, adică un argument pro și unul contra, pentru că v-ați putea contrazice, iar logica argumentării intră în barem. Prin urmare, haideți să citim fragmentul din jurnalul propus. Spre sfârșitul verii aceleia am primit o mare bucurie. Mi-o trimiteau acasă pe Dachi, sora mea scumpă. N-am să uit niciodată imensitatea fericirii de atunci. Era o zi minunată. De început de septembrie, am plecat cu Nando să o întâmpinăm pe Dachi la Predal, unde e frontiera țării noastre. Pe atunci nu aveam automobile, iar drumul era lung, într-o trăsură trasă de patru ponei norvegieni, adorabili, crem, cu cozi și coame negre. În starea în care mă aflam, toate simpatiile și aversiunile căpătau proporții ample, așa că afecțiunea mea față de căluții cei ridicoli a sporit până a devenit o satisfacție aproape fizică. Mi-a fost o adevărată consolare în zilele acelea grele. Am pornit deci eu și Nando să o ducem la Sinaia pe sora mea iubită. Soarele strălucea, aerul era călduț, iar inima îmi bătea plină de bucurie așteptării. Auzisem de multe ori de oameni care plâng de bucurie. În aroganța mea tinerească mi se puruse o idee de-a dreptul ridicolă, dar în ziua aceea aveam să aflu ce înseamnă lacrimile acelea. Nu găsesc cuvinte să exprim ce însemna pentru mine atunci sosirea surorii mele. Dintr-o dată, viața căpătase o cu totul altă față. Totul devenise bucurie și plăcere și încântare. Fiecare vorbă, fiecare priveliște, fiecare ligioană, fiecare copac, fiecare floare avea un înțeles cu totul nou. Râdeam de toate cele și totuși aveam ochii plini de lacrimi. Ce clipă binecuvântată, ce ceas binecuvântat. În ziua aceea, la cină, bătrânul meu prieten, generalul Vlădescu, mă privește și spune: ce schimbare minunată vedem în seara aceasta la prințesa noastră. Da, mă schimbasem. Îmi intrase în inimă bucuria venirii surorii mele, mă ușurase deoparte de greutatea zdrobitoare a dorului de casă, care mă sufoca de atâta timp. Aproape din ziua nașterii ei, fuseserăm nedespărțite, apoi suferiserăm despărțirea bruscă și violentă care ne ciuntise cu cruzime viața. Doar timpul și obișnuința ne puteau învăța să îndurăm depărtarea aceea și încă nu ne învățasem lecția. Toamna era superbă. Pădurea mi se arăta minunată și toate lucrurile care mi se păruseră greu de suportat singură deveneau nu doar suportabile, ci chiar surse de distracție și amuzament. Nu mai eram singură. Venise să mă vadă cineva din viața mea veche. Glumele, necazurile, plăcerile și neplăcerile mele erau înțelese împărtășite. Parcă mă îmbăiam în lumină după întuneric, în căldură după frig, în sănătate după boală. Nu se poate descrie ce era.
Trăiam pur și simplu într-o bucurie continuă. Greutatea tot mai mare a trupului meu o ignoram. Îngrijorările ce mă așteptau le puneam deoparte, râdeam și glumeam și vorbeam și ne purtam copilărește și ne veseleam, după cum se potrivea vârstei noastre. Dacă a fost dintotdeauna mai solemnă decât mine, a avut expresia gravă, felul de a fi mai stăpânit, dar putea fi mai amuzantă decât oricare dintre doamnele pe care le cunosc, avea un fel de a spune și de a descrie lucrurile de-a dreptul irezistibil, dar era și temperamentală și întotdeauna a fost mai greu să te înțelegi cu ea decât cu mine. Judeca oamenii mai aspru, era mai geloasă, mai resentimentară, se temea mult mai puțin decât mine să nu lezeze sentimentele altora. Era în fond un caracter mai puternic la vremea aceea. Am avut nevoie de ani mulți, lungi de lecții de viață ca să ajung la fel de puternică pe cât era ea încă de pe atunci. Fragmentul este din Jurnalul de război 1916-1917 al reginei Maria a României. Primele cinci cerințe sunt deja cunoscute. În privința lor, n-aș vrea să insist. Vreau doar să vă avertizez să fiți atenți la verbele de comandă. Indică sensul, menționează, precizează, explică, prezintă. Răspunsurile sunt ușor de construit pentru că înțelegerea și lectura textului în cazul acesta ne ajută. Indică sensul, aici trebuie să dăm soi de sinonim, nu trebuie să explicăm mai mult, ca și când ar fi semnificația unei figuri de stil, să spunem. De asemenea, la precizează avem mare grijă, la acest subiect trebuie neapărat să dăm un exemplu din text ca să putem să luăm cele 6 puncte. În ceea ce privește eseul argumentativ, tema este următoarea, sau cerința. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi dacă stările de spirit pot fi schimbate sau nu prin prezența celor dragi, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din Jurnalul de război de Maria Regina României, cât și la experiența personală sau culturală. În redactarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente. Atenție, aici sunt 14 puncte, prin urmare trebuie să am grijă să ating toate aceste aspecte care sunt vizate de barem. Vom analiza și baremul imediat. Utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare, norme de exprimare, de ortografie și de punctuație. Așezarea în pagină, lizibilitatea. Aici sunt 6 puncte. De asemenea, de reținut că trebuie să scriem minimum 150 de cuvinte, așa încât să putem lua punctajul la redactare și, bineînțeles, să avem obligativitatea să dezvoltăm subiectul propus. Un plan general sau o structură, înainte de a redacta eseul propriu-zis, trebuie să ne gândim și chiar să scriem pe ciornă, de preferință, să ne gândim care este strategia pe care o abordăm în argumentare, care este maniera confortabilă de a susține punctul nostru de vedere, pro sau contra. Decidem, după ce recitim textul. Planul pe care îl propun eu susține pro această teză sau moțiunea. Prin urmare, o să încep cu definirea termenului sau a termenilor din formularea respectivă a cerinței. Mă refer la context sau la o stare de fapt. În cazul nostru, latura emoțională a personalității, stările de spirit și factorii de influență. Formularea opiniei, ipoteza, stările de spirit pot fi schimbate prin prezența celor dragi, fie că ne referim la manifestarea inconștiență a emoțiilor, fie că ne referim la gândire, comportament și luarea deciziilor. Primul argument aduce în discuție emoțiile și declanșarea lor inconștientă în prezența celor dragi, respectiv contagiunea emoțională. Când dezvolt argumentul, trebuie să am în vedere să fac o afirmație, să o explic, să dau un exemplu sau mai multe exemple și, bineînțeles, să fixez un impact. Adică să fac ceea ce îmi cere baremul, să fac o afirmație, să dezvolt corespunzător această afirmație și să identific un exemplu foarte bun. Al doilea argument, repet, trebuie să fie complementar cu primul, încercăm să nu repetăm, are în vedere gândirea și comportamentul care pot fi influențate de apropierea celor dragi din text și, bineînțeles, cu exemple din experiență personală de lectură, dacă e posibil. La fel, structura este una cunoscută a argumentului, încercăm să nu fim superficiali. Concluzie, stările de spirit sunt expresia sufletului nostru și, în mod evident, se pot schimba în prezența celuilalt dacă este o persoană apropiată și pe care noi o valorizăm axiologic. Prin urmare, să vă citesc o variantă de abordare, un model de eseu redactat, care nu este singur, bineînțeles, este un punct de plecare pentru încercarea voastră și sper ca voi să fiți poate mai inspirați decât mine. Prin urmare, stările de spirit pot fi schimbate sau nu prin prezența celor dragi. Latura emoțională a omului are o componentă genetică, potențialul uman nativ și o determinare exterioară legată mai ales de factorii sociali și de mediu. Prezențe stimulative sau inhibitorii, clima, vremea, lumina, culorile, dieta.
Consider că stările de spirit pot fi schimbate prin prezența celor dragi, fie că ne referim la manifestarea inconștientă a emoțiilor, fie că ne referim la gândire, comportament și luarea deciziilor. Iată două argumente anunțate. În primul rând, o persoană dragă ne imprimă o stare de spirit manifestată spontan și necontrolabilă. Există un barometru al emoțiilor care se schimbă vizibil. S-a demonstrat că oamenii au nevoie de relații sociale active pentru a-i face fericiți. În fragmentul dat din Jurnalul de război al reginei Maria, autoarea vorbește despre starea de fericire care o cuprinde la gândul revederii surorii sale, Dachi. Dintr-o dată, viața căpătase cu totul altă față, ce clipă binecuvântată, ce ceas binecuvântat. În acel context al războiului, care îi alimentează neliniștile, simpla speranța apropiatei revederi îi aduce fericirea în suflet, transformarea fiind remarcată și de ceilalți, precum generalul Vlădescu. Întreaga notație diaristică, acesta este termen pe care îl folosim când ne referim la o notație dintr-un jurnal, relevă o predispoziție aproape lirică sub imperiul unor emoții puternice pozitive. Toamna era superbă, pădurea mi se arăta minunată, venise să mă vadă cineva din vechea mea viață, pur și simplu trăiam într-o bucurie continuă. Din altă perspectivă, acest exemplu poate fi asociat cu noile descoperiri din psihologie. Reacțiile emoționale imprimate de cei dragi sunt inconștiente, se bazează pe empatie și pe ceea ce psihologii numesc contagiune emoțională. Prin sincronizare, oamenii ajung pe aceeași lungime de undă dacă relația lor presupune simpatie și afecțiune. În al doilea rând, comportamentul, modul de a gândi și deciziile pe care le luăm, cu efect imediat sau pe termen lung, sunt legate de prezența celor dragi. Comportamentul acestora ne ajută de multe ori să depășim un anumit moment de impas, să vedem altfel lucrurile. Mult mai optimist, în fragment, Regina Maria invocă prezența tonică, temperamentală, expresivă și amuzantă a surorii, de la care a învățat să se stăpânească și să devină puternică. Imaginea acesteia este evocată emoționant în paginile de jurnal, dovadă a faptului că experiențele din timpul petrecut împreună au un efect benefic ulterior, pentru că au ajutat-o să înțeleagă ce e important în raport cu ceilalți și în viață. Din experiența mea de lectură, aș aminti ca exemple relevante relația între protagonist și o figură parentală, fără de care deciziile luate și comportamentul ar fi fost altele. Nică și mama, Smaranda Creangă, intransigentă în privința educației date copiilor, înainte din copilărie. Niculae și Ilie, în Moromeții de Marin Preda. De asemenea, corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, dintre Dinu Pilat și Neli Pilat, dintre Monica Lovinescu și mama sa, toate scrierile memorialistice, jurnalele unor scriitori sunt tot atâtea dovezi ale felului în care cei dragi ne generează un anumit comportament, înțeles ca atare și evocat ulterior, care și-a pus amprenta asupra noastră. În concluzie, stările de spirit sunt expresia sufletului nostru și, în mod evident, se pot schimba în prezența celuilalt. În special dacă celălalt este o persoană apropiată, valorizată axiologic, acestea pot influența și capacitatea noastră de a vedea lumea și viața ca factor integrator ultim de poziționare a sinelui. Trebuie să avem în vedere cum se distruie punctele, prin urmare o să detaliez puțin baremul. În barem se precizează că pentru formularea opiniei și respectiv pentru concluzie primim un punct dacă acestea sunt în acord cu problematica pusă în discuție. De asemenea, două puncte, câte două puncte pentru enunțarea oricăror două argumente, deci patru puncte în total, câte două puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunțate anterior, iarăși câte patru puncte, deci câte două puncte fiecare argument, valorizarea sau valorificarea textului și a propriilor lecturi, pentru capacitatea de a înțelege textul primim trei puncte și pentru alte exemple din experiența personală sau propriile lecturi, încă un punct. De asemenea, trebuie să avem în vedere respectarea normelor limbii literare, pentru că pentru orice greșeală suntem depunctați. Mai grav este dacă avem mai mult de patru greșeli, atunci vom pierde toate cele două puncte care sunt alocate utilizării limbii literare, la fel și în cazul normelor de ortografie și de punctuație, vom pierde integral punctul. De asemenea, pentru lizibilitate, pentru așezare în pagină, primim un punct. Acordarea punctajului, cum am spus, are în vedere respectarea numărului minim de 150 de cuvinte. Acestea fiind spuse, sper ca primul subiect să vi se pare confortabil, oricum el trebuie exersat. Al doilea subiect are ca suport un text liric, poezia lui Tudor Arghezi, O zi. O poezie de altfel foarte frumoasă. Ziua de ieri s-a ținut după mine crezând, ca un câine flămând, că e legată cu ceva, cu vreo curea, cu vreo frânghie de viața mea și la o răspântie cu statui s-a întors văzând că nu-i. S-a pierdut neputincioasă și pribeagă după ce vremea întreagă m-a urmat pas cu pas până azi la amiazi. Cine și-a pierdut o zi cât o viață să o caute repede, se noptează, se lasă ceață. Ce observăm aici? Textul acesta este foarte frumos pentru că fiecare dintre noi își poate reprezenta această imagine a unui câine care se ține după noi. De asemenea,
Pentru a înțelege textul, trebuie să ne imaginăm un puzzle din care lipsește o piesă. Iată, o zi dintr-o viață este la fel de importantă ca o piesă dintr-un puzzle. Importantă din perspectiva coerenței întregului. Distribuirea punctelor pe baza baremului pentru conținut, pentru comentarea textului, evidențiind relația dintre idee poetică și mijloace artistice, 6 puncte, comentarea adecvată, 6 puncte, comentarea prin evidențierea ezitantă a relației dintre acestea două, 3 puncte și simpla precizare a uneia dintre ele, idee poetică sau mijloace artistice, fără detalieri, 1 punct. Redactarea este și ea importantă și ne aduce 4 puncte. Atenție la utilizarea limbii și la corectitudine. În vederea acordării punctajului maxim aici, trebuie să scrie minimum 50 de cuvinte. Ce aș recomanda eu pentru un astfel de text? Într-adevăr, un text liric este mai dificil pentru că poezia este concentrată și ne solicită un anumit tip de lectură și de interpretare. Aș merge pe câțiva pași pe care îi putem folosi și în lectura altui text, și anume identificarea unor cuvinte cheie, a unor imagini sau simboluri, observarea ipostazei în care se află eul poetic și, bineînțeles, câteva caracteristici ale limbajului. Pentru cuvinte cheie, aș aminti aici că titlul ne avertizează asupra temei, corelând meditația poetului cu trecerea timpului. Ideea centrală din perspectiva morții omului, omul trebuie să-și valorizeze fiecare zi cât o viață. Ziua pierdută, motiv literar, personificat în primele două strofe. Acestea sunt observațiile pe care le pot face chiar pe marginea textului în timp ce încerc să redactez sau înainte de a scrie oricum pe foaia de examen. Lucrez cu textul propriu-zis, încercuiesc și subliniez elementele care mi se par esențiale. Imaginea centrală din poezie, remarcă aici ziua ca un câine, este reprezentarea concretă a timpului, dar ușor de imaginat de fiecare cititor. Are o mare capacitate arghezii de a da concretețe unor imagini abstracte. Viața ca întreg este sugerată printr-o sinecdocă, o zi. Numesc sinecdocă, putem să spunem simplu, printr-un simbol, ziua. Sinecdoca este o figură de stil a ambiguității, ne reamintim, care presupune substituirea unui cuvânt cu altul cu care se află într-un raport de cuprindere organică, cum ar fi partea pentru întreg și invers, specia pentru gen și invers. Nu trebuie obligatoriu, dacă nu ne simțim confortabil să folosim acest concept, putem să spunem că este un simbol și este o figură a ambiguității aici. Ipostaza eului poetic este una reflexivă, el meditează asupra propriei existențe și asupra clipelor trăite, oricât de nesemnificative ar fi acestea. Caracteristici ale limbajului poetic, lirismul este subiectiv și reflexiv, limbajul este ambigu, iată, câteva exemple, la o răspântie cu statui, se lasă ceață. Impresia de joc și concretețea imaginilor prin care se sugerează o idee abstractă sunt mărci ale modernismului și vom exemplifica imediat. Figurile de stil, comparație, metaforă, sinecdocă, personificare. Iată un posibil răspuns care poate să fie sintetizat, simplificat, poate să fie dezvoltat în funcție de fiecare, în funcție de viteza cu care scrie, de consistența, de exercițiul pe care îl are în interpretarea unui text la prima vedere. Poezia, o zi, de Tudor Arghezi, poet modernist, aparținând lirismului românesc interbelic, nu este obligatoriu să facă această încadrare, mai ales dacă este un autor pe care nu-l cunosc sau care nu este canonic. Această poezie este construită pe tema condiției umane supuse trecerii timpului și limitei morții, o temă cu care noi ne întâlnim în literatura română, în poezia filozofică, începând cu Miron Costi. Ideea centrală care se desprinde din poezie este de ordin existențial și este sugerată printr-o sinecdocă. Orice clipă este importantă atâta vreme cât ne oferă imaginea coerentă sau unitară a propriei identități, a întregului vieții noastre. Ziua de ieri are aparent o existență independentă, metamorfozată în câine flămând, caută neputincioasă și pribeagă o continuitate. Jocul acesta al părții care își caută permanent întregul, neavând sens fără el, revine printr-un îndemn în final. Ultima strofă exprimă concis și abrupt mesajul, generalizând experiența particulară a eului poetic. Cine și-a pierdut o zi cât o viață, s-o caută repede. Se noptează, se lasă ceață. Starea de urgență, sugerată de adverbul repede, conferă gravitate mesajului, iar ritmul este accelerat, dovadă a lucidității în stare de alertă. Verbele la prezent sugerează un adevăr indiscutabil și o realitate implacabilă. Din perspectiva morții, omul trebuie să-și valorizeze fiecare zi cât o viață. În ceea ce privește relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice, trebuie să evidențiem folosirea figurilor de stil ale ambiguității, adică sinecdocă, metonimie, metaforă. Tudor Arghezi provoacă cititorul la o meditație și îl atrage într-un joc al interpretărilor, remarcăm preferința pentru reprezentarea abstractului prin imagini concrete, ziua legată cu o curea, cu vreo frânghie sau se lasă ceață, precum comparația zilei cu un câine. Ziua de ieri s-a ținut după mine ca un câine flămând și personificarea ei. Sinecdoca este soluția găsită de poetul cuvintelor potrivite pentru a surprinde potențialul întregii vieți într-o singură zi, un fel de amprentare ritualică și ludică a acestea. Prin urmare, viața, aflată sub semnul hazardului și din tragica perspectivă a finitudinii, nu poate fi ordonată decât de o conștiință superioară, artistică. Într-un registru modern, ziua pierdută conotează esența vieții,
către înțelegerea căreia tindem. Evident, pot să amintesc, în plus, elemente care sunt specifice ambiguității moderniste, și anume polivalența unor imagini sau unor asocieri de cuvinte care permit deschideri interpretative, precum câine flămând, de ce este flămând, sau răspântie cu statui. Sunt niște structuri care creează cumva ambiguitate, ne dau de gândit sau poate sunt folosite ludic de către poet. De asemenea, alte caracteristici ale textului, concreteța frapantă, simplitatea, caracterul minimalist și elementul narrativ, impresia de ludic, renunțarea la prozodia tradițională și gruparea versurilor în strofe tot mai mici, sunt caracteristici sau componente care dovedesc modernizarea lirismului și categorica sincronizare, reală sincronizare a literaturii noastre cu literatura occidentală. Ce avem în vedere ca observații în redactarea acestui subiect, care am spus că nu este chiar confortabil, un text liric mă pune într-o situație reflexivă în mod obligatoriu, aș spune că în cazul altor texte putem identifica ideea centrală prin asocierea cu un simbol din text, cu un element recurent, adică un motiv, să spunem, și în relație cu titlul. De asemenea, putem să facem trimitere la un curent literar, la o epocă, dar concretizat pe text nu foarte general. De exemplu, în cazul textului suport de la subiectul al doilea din varianta 15, unde remarcăm este folosit Mihai Eminescu, Sub cerul plin de noruri, e un text din opera eminesciană, pot să identific ideea poetică pregătită de titlu, și anume Sub cerul plin de nouri, lumea este un spectacol necontenit, de la răsărită apus, admirat de trecător și sursă de inspirație poetică. Această idee este ilustrată prin mijloace artistice specifice esteticii romantismului, bogăție stilistică, discurs elaborat, metaforă, epitet, inversiune, comparație, imaginar poetic romantic și prezența unei imagini, unei reprezentări paradiziace a naturii. Forma de prezentare nu este lipsită de importanță, semnalarea unui mod de expunere, prezența imaginilor artistice, valoarea stilistică a unor părți de vorbire. Iată, eu am propus și aici textul, în dreapta, sub cerul plin de nouri, șesul răsărit, întins în zare lungă și fără de sfârșit, iar acolo în amiază, miază noapte cu codrii de stejar, se pierd una cu cerul, Carpații seculari. De asemenea, câteva versuri pe care le-am selectat și le-am evidențiat, a nourilor lumea aurită e de soare, ce cu văpaie albă frumoasă orbitoare, ca la minune, cată la dânsul călătorii, deodată ți se pare că cerul întreg se rumpe, și așa mai departe. O să citiți voi cu atenție. Bun, am ajuns la al treilea subiect. De precizat că primele două subiecte sunt subiecte pe care trebuie să le realizez în urma unui exercițiu prealabil. Aici trebuie să demonstrez niște abilități de lectură a unor texte și capacitatea de a răspunde cu precizie la niște cerințe, de a înțelege cerințele și de a construi un răspuns adecvat, adică acea capacitate de literație pe care noi trebuie să o avem la momentul acesta. Al treilea subiect este mai provocator pentru că îmi verifică niște cunoștințe pe care le-am acumulat de-a lungul liceului. Este singurul subiect care diferențiază proba scrisă la cele două profiluri, profilul real tehnologic vocațional, respectiv profilul umanist, vocațional și pedagogic. Tema în această variantă este: redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinți particularitățile de construcție a unui text, a unui personaj dintr-un bas cult studiat, iar la profilul umanist, tema urmărește relația dintre două personaje dintr-un bas cult studiat. Avem în vedere cele trei aspecte vizate de acest eseu structurat încă din cerință, și anume, în elaborarea eseului avem următoarele repere de urmărit: prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului ales, în cazul variantei de la profil real, iar la profil umanist trebuie neapărat să precizăm acest statut pentru ambele personaje. Evidențiarea unei trăsături a personajului cu trimiterea la două episoade sau secvențe comentate, în cazul relației între două personaje ne referim evident la două secvențe ilustrative pentru această evoluție a relației, iar la ultimul punct avem în vedere cam aceleași aspecte ale operei, și anume elemente de structură, de compoziție și de limbaj, dar relevante fie pentru construcția personajului, fie pentru evoluția relației dintre personaje. Și aici sunt menționate acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit final, tehnici narrative, instanțe ale comunicării narrative, perspectivă narrativă, registre stilistice, limbaj. Pot să selectez ceea ce vreau eu, ceea ce mi se pare confortabil.
Practic observăm că sunt aceleași componente ale operei pe care le dezvoltăm, dar pe care le utilizăm din perspectiva cerinței. Adică nu uităm ce avem de urmărit, asta este important. Ca plan general, aș propune o structură pe care să o utilizăm. Eu cred că la momentul acesta avem suficient de multe informații încât să nu ne panicăm, să nu ne blocăm în momentul în care vedem varianta de la subiectul al treilea, ci dimpotrivă putem să ne fixăm un plan foarte simplu, câteva idei esențiale și în pregătirea examenului de bacalaureat vă recomand, după ce v-ați elaborat eseul, asta s-a întâmplat la momentul respectiv când ne-ați studiat la clasă, trebuie să vă faceți un plan minimalist de idei pe care voi știți că le puteți dezvolta oricând și dacă se poate înaintea examenului cu o săptămână, două, să încercăm să revizităm operele, pentru că sunt puține opere pentru examen, pentru că avem puține opere consistente în afara poeziilor, reducem la patru romane, o novelă și o comedie, prin urmare putem reveni pe niște secvențe cheie. De aceea vă voi propune și eu astăzi lectura unor fragmente din text, poate mai importantă decât oferta mea de interpretare, care este inepuizabilă. Opera Povestea lui Harapalb, pe care o alegem, scrisă de Ion Creangă, este valoroasă și suportă foarte multe interpretări, de aceea este inepuizabilă în semnificații. Nu putem să spunem chiar tot, dar încercăm să venim cu o lectură din perspectiva noastră, a celor care suntem, a tinerilor, da? Vorbesc în numele vostru, în procesul formării, să ne identificăm cu acest personaj și să semnalăm câteva etape semnificative din evoluția sa. De asemenea, la profil umanist, să identificăm importanța altui personaj care joacă un rol esențial în formarea tânărului pentru a aborda evoluția relației dintre personaje. În construcția personajului, planul general este următorul, introducere. Putem să amintim ce înseamnă personaj. Conceptul de personaj este un construct estetic, este o categorie prin care autorul își comunică propria viziune asupra personajului, asupra existenței umane. Aș aminti aici un proverb care se potrivește cu conceptul de personaj în cazul operei lui Creangă, ce e scris omului în frunte e pus. Un proverb extras din operă. De asemenea, o informare despre opera autorului și o încadrare a acestuia, identificarea temelor, formarea personalității sau lectura ca mit degradat. În cuprins, trebuie obligatoriu să mă refer la statutul inițial, social, psihologic și moral al personajului, de asemenea să identific niște trăsături definitorii și să le justific pe baza unor secvențe ilustrative. Este greu să vorbim despre o singură trăsătură în cazul unui personaj complex care, iată, este într-o continuă devenire. Dar pot să găsesc un element unitar. În cazul tânărului fiu de crai devenit Harapal, putem vorbi despre o bunătate care se află la baza personalității sale și despre faptul că apare în ipostază unui om simplu, fără niciun fel de atribute excepționale, care va reuși cu ajutorul la timp al altor personaje. Iată bunătatea, curajul, caracterul voluntar, lipsa înzestrării specifice lumii fabulosului, rolul probelor, traseul devenirii, lectura ca bildungs, roman fantastic, ilustrat prin relația simbolică dintre antagonist, spânul și protagonist. Personajul este un ales și urmează un traseu general, obligatoriu, fapt pe care îl menționează de la început Baba Gârbăvă de Bătrânețe, care se confirmă a fi Sfânta Duminică după prima probă sau înainte de prima probă. Personajul este un om simplu, are nevoie de îmbărbătare și de ajutor, să ne amintim vorbele pe care le folosește calul, fii odată bărbat și nu-ți mai face voie rea, după vreme rea, a fi el vreodată și senin. Sau nu mai sta așa ca o găină ploată. Așa a trebuit să se întâmple, pentru că nu-i după cum gândește omul, ci după cum vre Domnul, spune Sfânta Duminică. Evident, rolul în acțiune, faptul că participă la toate etapele acesteia, pot să fac trimitere la ceea ce mi se pare mie confortabil, fie la cronotop, adică spațiu-timp, cronotopul mitic, fie la cadrul inițiatic care se suprapune pe scenariul narrativ, fie punem accentul pe relația cu celelalte personaje și pe statutul naratorului, în modul în care dezvăluie trăsăturile personajului, importanța lui. De asemenea, scenele cheie le menționez aici. Putem începe cu scena dialogului cu Baba Gârbăvă de Bătrânețe, ulterioară mustrării
tatălui, vorbelor tatălui. De asemenea, scena coborârii în fântână și scena morții simbolice, respectiv a renașterii din final, care confirmă statutul că este un om simplu, supus unor probe și în final va fi inițiat, se formează, poate să intre într-o etapă esențială a existenței sale. În încheiere, bineînțeles că pot să menționez și mijloacele de caracterizare, individualizarea prin detalii psihologice, prin limbaj, prin comportament. Încheierea presupune să întăresc afirmațiile printr-o concluzie în care să fixez importanța autorului, contribuția măsurabilă a acestuia în ceea ce privește evoluția conceptului de personaj și a genului epic în general și de asemenea să extrag ideea pe care o consider esențială vizând mesajul transmis de autor indirect prin intermediul personajului. În ceea ce privește evoluția relației între personaje în basmul cult, aș merge pe un plan general. Repetăm câteva date esențiale ale operei pe care le-am spus și în cazul construcției de personaj, cu precizarea că dacă în construcția personajului urmărim influența benefică și rolul foarte important pe care îl au acele personaje ajutătoare cu care se însoțește tânărul fiu de crai devenit harapalb, în evoluția relației între personaje pot să pun accentul pe rolul formator al personajului aparent negativ, în mod tradițional negativ, antagonistul din bază, și anume spânul, care aici are un rol benefic. Fără el, inițierea neputând avea loc. Prin urmare, în introducere, pot să menționez o idee vizând viziunea autorului Creangă asupra personajelor și a evoluției lor, proverbul, și în acest caz, extras din operă, rău-i cu rău, dar mai rău fără de rău, un proverb pe care de altfel fiul de crai îl rostește. O informare generală despre autor, despre încadrarea în epocă, temele le menționez și aici. În cuprins, precizăm în mod obligatoriu statutul inițial, social, psihologic și moral al celor două personaje. Prezentăm textul din această perspectivă a evoluției relației dintre personaje, dintre antagonist și protagonist, punând accentul pe formarea eroului secundată de inițiator și de personajele ajutătoare. Scenariul narrativ se suprapune un scenariu de inițiere, rolul esențial al antagonistului, întărit de alte personaje precum calul, și amintesc chiar aici în acest punct al structurării eseului: nu te teme, știe un năzdrăvănit de ale spânului și să fi vrut de multe aș fi făcut pe obrasta, a lasă să-și mai joace calul. Ce gândești? Și unii ca aceștia sunt trebuitori pe lume câteodată, pentru că fac pe oameni să prindă la minte. Acestea sunt vorbele înaintea celei de-a doua probe. Sau m-au mai purtat odată păcatele pe acolo cu tatu tău în tinerețele lui, înaintea ultimei probe. Celei de-a treia probe ne reamintim: prima probă, aducerea sălăților din grădina ursului, cum apare în text; a doua probă, aducerea capului de cer cu pietre nestemate; și a treia probă este aducerea fetei de împărat, împăratul roș, care este cea mai dificilă dintre toate și include alte probe, atât ale tatălui cât și ale fetei. Scena cheie, coborârea în fântână și jurământul: jurămite pe ascuțișul paloșului meu că vei fi slugă până vei muri și iar vei învie. De asemenea, moartea simbolică și renașterea din final. Și aici putem menționa dialogul cu baba gârbăvă de bătrânețe, dar numai în cazul în care considerăm necesar în argumentarea noastră, sau alte secvențe pe care le vedem semnificative. În încheiere, extragem semnificațiile relației dintre personaje raportate la mesajul operei și de asemenea concluzionăm cu privire la contribuția măsurabilă a autorului în evoluția genului. Distribuirea punctelor pentru ambele profiluri. Atenție, un lucru foarte important: ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Prin urmare, conținutul va primi 18 puncte, câte 6 puncte pentru fiecare aspect evidențiat încă de la început, iar pentru redactare vom primi 12 puncte, evident respectând părțile componente, introducere, cuprins și încheiere, pe care le-am evidențiat încă din structurarea unui plan general, de asemenea logica lănțuirii ideilor. Trebuie să am abilități de analiză și de interpretare, pentru că acest discurs nu este un discurs oarecare, nu trebuie să vulgarizez, ci este o abordare critică, trecută prin filtrul meu, a operei, de asemenea utilizarea limbii literare și respectarea tuturor normelor, așezarea în pagină, lizibilitatea. În vederea acordării punctajului, trebuie să avem un eseu de minimum 400 de cuvinte, asta înseamnă o pagină și puțin, un sfert aproape, dacă considerăm că o pagină are 300 de cuvinte, respectiv 10 cuvinte pe rând și 30 de rânduri pe pagină. Iată o manieră de abordare în construcția personajului în basmul cult, câteva repere, mai detaliat față de planul pe care l-am prezentat. În introducere aș menționa,
Da? Este o variantă pe care vă ofer. Bineînțeles că eseul vostru poate să fie altfel gândit. Ordinea în care introducem ideile și aspectele vizate de acest eseu structurat este la decizia mea. Prin urmare, puteți să gândiți și altfel această structură, dar obligatoriu să aibă o introducere, un cuprins cu niște scene bine comentate și o concluzie, evident, adecvată temei. În introducere aș menționa, ca scriitor de direcție, da, cum este promovat de către Titu Maiorescu, Ion Creangă aparține epocii marilor clasici și realismului de inspirație populară, prin limbaj, construcția personajelor, valorificarea tradiției. A mai scris povești, basme culte, Dănilă Prăpelac, Soacra cu trei nurori, Ivan Turbincă și romanul autobiografic Amintiri din copilărie. Practic, Creangă ne însoțește în viață în toate etapele devenirii noastre. De aceea ne este și foarte drag. În povestea lui Harapal, bascult publicat pentru prima oară în Convobii Literare în 1977, autorul regândește condiția eroică a protagonistului și se distanțează de basmul popular. Fiul de Crai devenit la un moment dat Harapal nu mai este într-o chipare idealizată a frumuseții fizice și morale, este un om obișnuit și luptă cu propriile limite pentru a se autodepăși, astfel încât călătoria de recuperare a ordinii inițiale specifice basmului are implicații formatoare. Lectura pe care o aplicăm noi textului este o lectură subiectivă, fiecare înțelege altceva dintr-o operă literară. Trebuie să evidențiem semnificația pe care o are și pentru noi acest personaj, deci să abordăm cumva uman, să încercăm să avem un discurs propriu și să menționăm care sunt ideile, care sunt propriile descoperiri în text, nu neapărat să ne ambiționăm să reproducem niște cuvinte mari sau cuvinte de teorie literară sau de hermeneutică, cuvinte care nu ne aparțin. Dacă le-am însușit, evident putem să le folosim aici în funcție de nivelul fiecăruia și de dorința de a obține un anumit punctaj, nivelul de bază, mediu sau un nivel avansat de performanță. N-aș insista pe datele de încadrare în epocă și poate nu e necesar nici să menționați când este publicat textul, în ce an, dar eu recomand să elevilor mei să rețină aceste lucruri, să le folosească pentru că îi ajută să nu greșească încadrarea în epocă. S-a mai întâmplat să greșească încadrarea unui autor în epocă sau să ceară un scriitor interbelic sau postbelic și ei să aleagă alt autor și atunci subiectul al treilea este categoric compromis. În cuprins aș dezvolta o idee legată de relația dintre construcția personajului și titlu. Titlul anunță povestea unei deveniri, iar opera poate fi interpretată ca un basm al ființei, un veritabil bildungsroman fantastic, cum am menționat. Naratorul obiectiv ne avertizează că este naiv, adică boboc, întreb de a este, așa are nevoie de ajutoare, iar traseul său va fi unul de inițiere și de formare. Până la finalul operei, dintr-un tânăr timid și neajutorat, devine un tânăr care e capabil să conducă o împărăție, este generos, conștient de puterile sale, are prieteni și știe să fie lider. Dintr-o altă perspectivă, textul poate fi interpretat și ca mit degradat, descriind etapele ritualului de învestitură regală, o interpretare care îi aparține lui Vasile Luminescu în Creangă și Creanga de Aur. Eroul solar acționează voluntar și se angajează într-o aventură eroică, menită a salva lumea amenințată cu posibila cădere în haos. Adică este un salvator, este un renovator mundi. Personajele au cu rol de maestru, joacă și ele un rol esențial aici și îl ajută să-și învingă fricile și să se întâlnească cu sinele. Numele personajului, menționat din titlu, îl diferențiază clar de cel stereotip din basm popular sau de cel generic, făt frumos, greuceanu. Printr-un oximoron se sugerează ideea de bine-rău, sinteză, da? Sinteza de bine-rău, lumină, întuneric, viață, moarte, trimițând și la transformare și la purificare. Pentru a prezenta statutul social, psihologic și moral al personajului ales, trebuie să am un paragraf mai consistent aici, pentru că vedem acest aspect are 6 puncte în distribuirea punctajelor. Din punct de vedere social, tânărul este al treilea fiu al craiului, adică este mezinul, motiv preluat din basm popular. Are și origine nobilă, superioară, dar pe care trebuie să o merite. Vorbele tatălui, după eșuarea fratelui mijlociu, să umblați așa frunza frăsinelului și să vă lăudați că sunteți feciori de craiu. Îl lovesc pe tânăr în adâncul sufletului, ne spune naratorul. Este necăsătorit, călătoria... De fapt, ce voiam să menționez aici cu îl lovesc în adâncul sufletului este că acum începe aventura conștiinței sale. Da? Are probleme de conștiință, are mustrări și acum își asumă acest rol de a fi salvator, de a fi un personaj căutător, la fel ca în basul popular, unde știm că personajul este căutător sau victimă sau ambele. Tot privitor la statutul social, este necăsătorit, iar călătoria are ca finalitate obligatorie căsătoria, o funcție nelipsită într-un baz, cum spun cercetătorii, fapt sugerat inițial prin sfatul dat de bătrâna gârbovă de bătrânețe, de a lua hainele de mire, armele și calul tatălui său. Deci, iată,
Chiar de la început, noi știm care este finalitatea basmului, pentru că structura este una previzibilă și creangă o respectă, structura specifică basmului popular. Din punct de vedere psihologic, protagonistul este nesigur, consecința lipsei de experiență și a necunoașterii de sine. Tânărul va parcurge unele etape imperios necesare după desprinderea de mediul securizant al familiei, începând cu stadiul de jos, de slugă și ajungând până la cel de împărat. Superficial, la început, se ia după aparențe, pe cercetoare și pe cal îi alungă pentru că sunt urâți, uită povețele, este inconsecvent. Creangă folosește detaliul comportamental și psihologic, fapt observabil în dialogurile cu calul. Ba îl suduie, ba îl lingușește, ba își plânge de milă, ba este încrezător. Nesiguranța se transformă treptat în stăpânire de sine, confirmându-i potențialul uman. După fiecare probă, învață supunerea, răbdarea și își însușește, iată, în ultima probă, lecția cea mai grea, dragostea, devenind și un tânăr plin de inițiativă, ca om simplu, cu îndoieri și ambiții, calități și defecte, are nevoie de îmbărbătare și de ajutor. Fii odată bărbat și nu-ți mai face voie rea după vreme rea, a fi el vreodată și senin, spuse calul. Sau nu mai sta ca o găină ploată, cum îi spune Sfânta Duminică, da? Un element așa cu umorul specific lui Creangă. Din punct de vedere moral, eroul reprezintă indiscutabil forțele binelui, are remușcări și putere de interiorizare, după momentul mustrării tatălui vrea să-și spele rușina, dar reușita sa nu poate fi gândită în afara unui sprijin moral asigurat de cal, de Sfânta Duminică, iar apoi, în ultima etapă, de cei 5 prieteni cu însușiri fabuloase, monștri simpatici, exagerări comico-grotești ale umanului, Gerilă, Flămânzilă, Setilă, Ochilă, Păsărilă, Țilungilă. Evidențierea unei trăsături a personajului, cu trimiterea la două secvențe, aș preciza aici că personajul este, reprezintă un model uman, el deține acele calități considerate de mentalitatea colectivă un reper moral pentru ceilalți și le dezvoltă așa încât dobândește o reală cunoaștere de sine. Fiind construit realist, trăsătura care îi conferă unitate este bunătatea, în absența altor atribute fantastice sau în absența înzestrării specifice eroului dintr-un basm popular, căci este redus în fond la condiția unui om obișnuit, prejudiciat de propria identitate. Reușește datorită fondului său bun, capacității de a fi milostiv, loial, blând, răbdător, supus. În acest sens este relevant avertismentul Sfintei Duminici și include și mijloace directe de caracterizare, fiind credințat că nu eu, ci puterea milosteniei și inima ta cea bună te ajută, Harapalb. Creangă are marele merit, iată, de a apropia personajul de cititor și de realitate. Fiecare se regăsește în tânărul aflat pe drumul cunoașterii, care învață din experiență și din greșeli și înțelege valoarea prieteniei, a omeniei, necesitatea încrederii în sine. El este pregătit să se inițieze, este un neofit, parcurge diferite stadii sau praguri. Podul este un astfel de simbol care sugerează cele două momente ale evoluției sale, în sens cantitativ și în sens calitativ. Da? Cantitatea experienței de viață, apoi ultimul prag, cel al autodepășirii. Eroul este un ales, fapt ce-l apropie de basmul popular, de unde dai milostivul Dumnezeu să deie, puțin mai este și ai să ajungi împărat care n-a mai stat pe fața pământului, așa de iubit, de slăvit și de puternic. Spune baba gârbovă de bătrânețe, afirmație întărită de crai după încercarea aceea a podului pe care o gândește tatăl și în cadrul căreia recunoaștem un simbol important aici, ursul, care trimite la casta războinicilor și la curaj, la calitatea de învingător. Tu ești vrednic de împărat, îi spune tatăl și dă încredere. Pe parcurs împlinește vorbele prevestitoare, face bine albinelor, furnicilor, doar așa va fi înzestrat de ele, vede calitățile dincolo de aparența grotescă a tovarășilor săi, ceea ce la început nu putea să vadă, iată în ultima probă reușește, cu care se va însoți, care aceștia, deși par nefolositori și neîndemânatici, totuși sunt orientați de către tânăr, pentru că el știe să le pună în valoare acele calități pe care le dețin. În fața împăratului roș, ia cuvântul cuvincios, iese dintre dânsii, fapt menționat de către narator, asta înseamnă că poate să fie un bun conducător și este lider. Prin Harapalb, autorul ne demonstrează cu mijloacele prozei artistice că omul este rezultatul faptelor și al alegerilor, cea mai importantă fiind onoarea alături de prezența de spirit umorul. Mijloacele de caracterizare sunt directe și indirecte, deja menționate de-a lungul prezentării, nu trebuie să am neapărat un paragraf distinct aici. Dintre scenele ilustrative, aș menționa scena discuției cu bătrâna la început, care este ulterioară mustrării tatălui, dezamăgit acesta își ceartă fii pentru că nu au reușit, referit cei doi fii, înaintea încercării fiului de crai Harapalb.
Acesta este afară, pătruns de vorbele mustrătoare ale tatălui. În grădină începe a plânge, în inima s-a lovit, fiind în adâncul sufletului de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său. Este momentul care demonstrează care adâncime morală, pentru că se rușinează, se necăjește și vrea să fie mai bun decât frații săi ca să-i spele rușinea părintelui său. Momentul este, de fapt, începutul aventurii eroice, spirituale, și este imediat răsplătit de forțele binelui, prin apariția babei gârbove de bătrânețe. Aceasta îi anticipează evoluția și îl călăuzește moral până la un punct, adică în primele probe lansate la împărăția împăratului verde. Scena dialogată joacă un rol important în construcția personajului și noi înțelegem încă de aici care este menirea sa și care este traseul pe care îl va urma. Chiar dacă la început ia în derâdere vorbele bătrânei, totuși, iată ce se întâmplă după ce îi dă un bănuț, se lasă înduplecat de aceasta. De unde dai, milostivul Dumnezeu, să-ți deie, zise baba. Și mult să te înzilească, luminate crăișor, că mare norocire te așteaptă, puțin mai este și ai să ajungi împărat care n-a mai stat altul pe fața pământului, așa de iubit, de slăvit și de puternic. Acum, luminate crăișor, ca să vezi cât poate să-ți ajute milostenia, stai liniștit, uită-te drept în ochii mei și ascultă cu luarea minte ce ți-o spune. Du-te la tată tău și cere să-ți deie calul, armele și hainele cu care a fost el mire și atunci ai să te poți duce unde n-au putut merge frații tăi, pentru că ție a fost scris de sus să-ți fie dată această cinste. Tatăl tău s-a împotrivit și n-a vrut să te lase, dar tu stăruiește pe lângă dânsul cu rugăminte ca să-l îndupleci. Hainele despre care ți-am vorbit sunt vechi, ponosite și armele ruginite, iar calul hai să-l poți alege punând în mijlocul hergheliei o tavă plină cu jăratic și care dintre cai a venit la jăratic să mănânce acela să te ducă la împărăție și are să te scape de multe primejdii. Ține minte ce spun eu, că poate să ne mai întâlnim la vreun capăt de lume, căci de al cu deal se ajunge, dar încă om cu om. Aici am putea spune că este un moment care anticipează finalul și evoluția personajului. De asemenea, se pune accentul pe aceste obiecte care fac legătura cu tatăl său. Sunt niște daruri sacre, au valoare spirituală, valoare simbolică, hainele, armele și calul, și ajută la evidențierea continuității dintre generații. Tânărul va fi și el la un moment dat pus în ipostaza de a transmite propriilor fii aceste învățăminte, de fapt o achiziție spirituală de-a lungul vieții. O altă scenă este importantă, este scena coborârii în fântână, care poate fi citită în oglindă cu scena din final, aceea a morții simbolice. De altfel, oglinda, fântâna, nu? Este o oglindire a textului însuși, a semnificațiilor sale. Această scenă a coborârii este urmată de jurământ și de numirea simbolică. Spânul îl lasă în viață pe erou, spunându-i că îl face slugă, doar cu condiția să jure, jurămite pe ascuțișul paloșului meu, că vei fi slugă până vei muri și iar vei învie. Aceasta îi probează caracterul, iar probele periculoase îl ajută să se călească, să se formeze. Spânul este nevoit sau predestinat să fie rău, să-l ajute pe novice să devină om, suportând metodele dure ale sale. Supranumele Harapalb este o falsificare a identității, dar este și o mască, un scut, un element protector. Un alt simbol important aici, în această scenă, este chiar fântâna, o coborâre în sine, o sondare premergătoare a autodescoperirii. Simbolistica ei se asociază cu apa și pădurea, precum și cu aspectul înșelător al lumii, căreia tânărul neinițiat nu-i rezistă. Catabaza anunță o nouă traiectorie spirituală, un nou drum. Faptul că tânărul este o victimă atât de ușoară și cade în cursă este în conformitate cu planul devenirii sale și este în conformitate, bineînțeles, și cu structura aceea de bază a basmului, în care vicleșugul, înșelătoria, încălcarea interdicției sunt motive sau funcții nelipsite. Moartea simbolică este o altă scenă corelată cu aceasta și este încadrată în punctul culminant, are o funcția unei dezlegări. Acest jurământ nu a fost pe vecie și tăierea capului este un ultim prag necesar, o eliberare a eroului din propria voință, căci a devenit un om mare de onoare și nu și-ar fi călcat gământul până la moarte. Salutare sunt intervenția atât a calului cât și a fetei. Aceasta folosește într-un ritual, în cadrul unui ritual, simboluri specifice, smicele, cele trei smicele de măr, apa vie și apa moartă. După această scenă se finalizează inițierea și se consacră finalul și bineînțeles că spânul și-a îndeplinit rolul, el trebuie să dispară, se face praf și pulbere. De fapt, spânul este un fel de proiecție, o umbră a noastră, o proiecție a propriilor temeri și ilustrează că răul este în noi, este o confruntare cu angoasele, cu obsesiile, cu temerile noastre pe care la un moment dat trebuie să o depășim, să ne maturizăm. Din perspectiva mitului, ca orice bază, se rescrie aici mitul și putem vorbi despre o moarte inițiatică, interpretarea pe care o sugerează Mircea Eliade, despre un nou mod de existență.
pentru a completa eseul, pot să menționez și alte aspecte importante, și anume rolul pe care îl joacă în etapele acțiunii. Trebuie să povestesc, pentru că s-ar putea să fiu depunctat pentru aceasta, dar să punctez niște aspecte din evoluția acțiunii și eventual să insist pe acele scene. Eu aș semnificative în evoluția eroului. Aș menționa aici că finalul este, nu este practic o recuperare a echilibrului inițial, ci este o revenire într-un punct de echilibru, dar care aduce o modificare de ordin calitativ în ceea ce privește construcția propriu-zisă a personajului, pentru că, iată, el este altfel la final decât a fost la început, chiar dacă noi știm care va fi procesul. De fapt, toată lumea știe în bază, mai puțin fiul de crai. El este naiv, este novice, este boboc, întreb de-a este. Noi devenim martori la acest proces de inițiere, chiar dacă știm de la început care este acest prag al devenit, care va fi finalitatea formării sale, totuși ne bucurăm de lectură și ne identificăm cu toate etapele sale. Ce aș mai aminti aici? Aș spune că Creangă se folosește de acea funcție educativă a pasmului și o adâncește. Pot să plasez acțiunea sau evoluția personajului într-un cadru inițiatic și să fac trimitere și la relația cu spânul, care asigură un salt spiritual. Ce aș mai menționa? Aș putea să menționez rolul altor personaje, adică prezența personajului donator sau personajului ajutător specific basmului, adică să fac apel la alte instanțe ficționale din operă și de asemenea să invoc coordonatele spațio-temporale, care sunt și ele au un caracter simbolic și asigură acest cadru al inițierii, pentru că acel caracter repetitiv, nu, timpul mitic îndepărtat, irotempore, amucică, este mai apropiat de realitate, se imprimă acolo o credibilitate, dar cu toate acestea sugerează repetitivitatea ritualului de inițiere pentru oricare tânăr la momentul maturizării. Spațiul are și el o calitatea aceea de a fi dual ca în baz. În încheiere aș menționa că eroul lui Creangă vorbește și se comportă ca un țăran din Mulești, meritul autorului fiind considerabil pentru evoluția conceptului de personaj, pe care îl construiește după principii realiste, îl umple de substanță psihologică, îl ancorează în realitate, fără să-i reducă valoarea simbolică. Personajul este suma viziunii populare asupra omeniei, iar intenția lui Creangă este de a ne iniția pe noi ca cititori în cunoașterea propriilor resurse, de altfel inepuizabile. Călinescu formulează mai frumos, spune așa: omul de soi bun se vădește sub orice strai. Iată, aș încheia precizând că elementele de structură, compoziție și de limbaj pe care am ales eu, da, ca elev să le folosesc în cadrul eseului, pot fi distribuite de-a lungul eseului. Nu trebuie să existe un paragraf distinct, adică nu trebuie să cele trei linioare din formularea subiectului nu trebuie urmărite exact așa. Privitor la evoluția relației dintre personaje, noi avem aceleași date ale operei pe care le folosim. Introducerea este puțin diferită, în sensul că accentuăm faptul că mesajul este transmis prin relația dintre personaje. Ea poate fi citită în cheie simbolică, autorul își încifrează mesajul aici și își transmite viziunea. La Creangă apare ideea că orice întâlnire ne poate schimba în bine viața, că ne întărește fondul nostru bun și ne ajută să ne descoperim. Relația despre care vorbim este evident relația dintre fiul de crai devenit harapalb și spân, adică dintre neofit, neinițiat și maestru, inițiator. Aici trebuie să spun de la început care este statutul celor două personaje. Pe de o parte, ca în caracterizarea personajului, evidenție statutul psihologic-moral al fiului de creier. Pe de altă parte, trebuie să vorbești și despre spân. Spânul nu evoluează, el este egal cu sine de la început până la sfârșit. Este aparent reprezentantul forțelor răului, dar ne dă de gândit, pentru că rolul său este unul pozitiv. Meritul lui Creangă, extraordinar, este acela de a reconcepe sau regândi conceptul de personaj, cum spuneam, atât în privința protagonistului, cât și în privința a personajului negativ, care are un efect indiscutabil benefic asupra evoluției personajului. Este un inițiator, provoacă forțele latente ale acestuia și pe de altă parte regândește și conceptul de personaj fabulos, pentru că umanizează personajele fabuloase, mai ales prin limbaj, le ancorează într-o realitate identificabilă geografic. Prin urmare, aș aminti în cazul acestui eseu aceleași componente pe care le-am dezvoltat anterior, dar
cu aceleași scene, dar insistăm pe cadrul inițiatic și pe intervenția pe care o are spânul în fiecare moment. Ce pot să vă spun? Eu cred că la acest moment ne-am reamintit câteva date esențiale, știm cum să abordăm subiectul, trebuie să avem în vedere structura specifică a acestei variante de examen pe care o recapitulăm cu fiecare variantă de lucru. Trebuie să ne exersăm, repet, primele două și să recapitulăm conținutul pentru eseul structurat, dar să nu uităm să ne reîntâlnim cu opera, pentru că până la urmă acesta este lucru esențial. Eseul structurat nu trebuie să ne îndepărteze de literatură, ci trebuie dimpotrivă să ne apropie de literatură. Învățămintele pe care le extragem din operele citite ne ajută să traversăm și noi diferite etape ale existenței noastre și ne bucură sufletul. Acum sper că ceea ce v-am zis a fost util și dacă, la fel ca în basm, tânărul învață din primele două probe supunerea și răbdarea, în a treia probă el nu mai are nevoie de Sfânta Duminică și are inițiativă. Așa, acum este momentul vostru. Nu am fost eu Sfânta Duminică, nu am fost nici spânul, dar cu siguranță că voi acum trebuie să intrați în ultima etapă a desăvârșirii, etapa de dinainte de examen, în care voi aveți inițiativa învățării. Baftă, vă țin pumnul!